Un fost polițist din San Francisco a oprit pe stradă o mașină care nu avea șofer. Momentul a fost postat pe rețelele de socializare. Mașina era a companiei Cruise, care se concentrează pe mașinile autonome. Interacțiunea dintre vehicul și polițist pare a fi o oprire obișnuită în trafic, până când acesta vrea să vorbească cu șoferul, dar a observat că nu există. Ofițerul Brandon Mellin a spus că a fost surprins pentru că nu a văzut niciodată o astfel de mașină. Mașina a fost oprită deoarece farurile erau stinse. Compania care se ocupă de aceste vehicule a precizat că se lucrează la modul în care aceste mașini interacționează cu oamenii.